Bună seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Astăzi, ca de obicei, vinerea numai pe internet. Nu o să fac o introducere ca de obicei, pentru că emisiunea de astăzi, din păcate, va trebui să fie un pic mai scurtă. Pentru mine este o zi foarte încărcată astăzi, pentru că trebuie să fac 3 emisiuni, trebuie să mă duc, să duc cadourile la casa de copii, am o grămadă de probleme de rezolvat și sunt în criză de timp. Așa că, direct în subiect. Institutul Național de Statistică a anunțat cea mai așteptată veste de la începutul anului pentru economie, cifra semnal privind creșterea economică din trimestrul 1. Conform primelor estimări, produsul intern brut în trimestrul 1 2014 a fost în termeni reali mai mare cu 0,1% comparativ cu trimestrul 4 din 2013. Se spune în comunicatul Institutului Național de Statistică. Față de aceeași parametru, față de același trimestru din anul 2013, produsul intern brut a înregistrat o creștere de 3,8%, atât pe seria brută, cât și pe cea ajustată sezonier. Iată, pentru dumneavoastră probabil că nu reprezintă prea mult acești parametri, nu vă spun prea mult, o să încerc să vă traduc eu. Parametrul cel mai important care arată adevărul despre economia unei țări este produsul intern brut. Ăla ne arată pe ansamblu, pe general, în ce direcție se mișcă economia. Acum, depinde. Depinde cât ești de șmecher și cum vrei să folosești informația. Și vă dau un exemplu clar de manipulare. Zice, a crescut economia, a înregistrat o creștere de 3,8%. Dar depinde la ce o raportezi. Dacă raportezi creșterea asta a economiei de 3,8% la anul trecut, la acum un an, e una. Dacă raportezi creșterea asta la anul 1989, e alta. Depinde la ce o raportezi. E ca și cum ai spune despre un copil, bă, e mai mare cu 3 centimetri. Dacă e mai înalt cu 3 cm, zici, bă, ce mult a crescut. Păi, dar stai, la ce raportezi? E mai mare cu 3 cm față de luna trecută, față de anul trecut sau față de acum 10 ani? Că același parametru, aceeași informație a crescut în înălțime copilul cu 3 cm, poate să fie o veste foarte bună sau foarte proastă. Dacă a crescut cu 3 cm față de acum 3 luni, este ceva foarte bun, e pozitivă știrea. Dar dacă a crescut cu 3 cm față de acum 10 ani, deci dacă la 13 ani are doar cu 3 cm mai mult decât la 3 ani, e o veste foarte proastă. E cam așa e și cu datele astea. Bandiții, hoțomanii, vă aruncă știrile astea, știind că voi nu înțelegeți mai nimic din ele, și vă zice așa, a crescut economia cu 3,8%. Dar pentru că nu poate să mintă cu nerușinare, pentru că sunt și oameni care înțeleg aceste date, trebuie să dea și informația ailaltă, care spune adevărul referitor la creștere. 3,8% față de anul trecut. Dar da, care este, de fapt, indicatorul esențial care spune adevărul despre creșterea economică? Cel de la o lună la alta. De la un trimestru la altul. Pentru că e foarte fină creșterea de la o lună la altul. Dar de la un trimestru la altul, poți să ai un parametru care să-ți dea în mod obiectiv realitatea. Iată ce avem noi. O creștere în termeni reali, ăsta este indicatorul, parametru adevărat. Ăla cu care nu păcălești lumea și specialiștii în general la asta se uită. Creșterea în termeni reali comparativ cu trimestrul anterior. Deci în primul trimestru din 2014 față de ultimul trimestru din 2013, economia românească a crescut cu 0,1%. Trebuie să mai știți că la Institutul Național de Statistică, institut ce are conducere politică, așa un 0,1%, un 0,2% se mai bagă și din burtă, se mai ajustează. Înțelegeți? Există modalități de ajustare. Înțelegeți? De aia se bat politicienii în anumii șefi la Institutul de Statistică. Că la vremuri grele, șeful
institutului, mai poate să jongleze un pic de acolo din pix de la el, adică un 0,1-0,2. O creștere de 0,1% în condițiile în care acest institut este aservit clasei politice conducătoare, înseamnă, de fapt, cu siguranță, un minus 0,1%. Înțelegeți? S-a greșit. Înțelegeți? A crezut că minusul ăla este din egal, face parte sau ceva. Și în loc de minus 0,1 s-a făcut 0,1. Dar nu e important. Minus 0,1, 0 sau 0,1 e tot una. E pe acolo, adică 0. Deci, România, în primul trimestru din anul ăsta, față de ultimul trimestru din anul trecut, n-a înregistrat nicio creștere. Când auzi 3,8% și te uiți la media europeană, o să vedeți, comparativ cu toate celelalte țări din Europa, că suntem pe locul întâi la creștere, la un an. Pe locul întâi în Europa. Dar e un indicator fals. De ce? Pentru că acest indicator creștere 3,8% conține în el 2, mâna lui Dumnezeu. Pentru că această creștere din 2013 față de 2012, un an și mai în spate, rezultă din diferența de producție agricolă, care 2012 a însemnat cel mai prost din istoria României și 2013 cel mai bun. Și din cauza asta s-a înregistrat această creștere mare. De aia în 2013, deci la ultimul an avem o creștere extraordinară. Din cauza agriculturii din toamna anului trecut. Deci noi practic suntem campioni pe Europa datorită lui Dumnezeu. Dacă scoți acea creștere datorată agriculturii, care nu e meritul politicienilor și nici a conducătorilor, nici a guvernului, nici a nimănui, ci doar a lui Dumnezeu, dacă scoți acel 2%, suntem printre ultimii din Europa. Deci atunci când politicienii se laudă cu creșterea economică la care suntem numărul 1 în Europa, ei de fapt nu se laudă cu realizările lor, ci ale lui Dumnezeu, care și-a îndreptat ochii asupra românilor în 2013. Dar nu poți să-ți faci din asta un merit tu, Victor Ponta, că nu-i meritul tău. Meritul tău unde se vede? Se vede trimestru ultim față de penultim. Adică, în ultimul trimestru din 2013 nu a existat factorul agricultură care să influențeze datele economice pentru statistică și nici în primul trimestru din 2014 n-au existat în produsul intern brut factor de influență agricolă. Deci asta este o comparație corectă. Ultimul față de penultimul trimestru fără influență agricolă. Și acolo suntem pe zero. Deci nu creștem, stagnăm. Și acolo suntem pe ultimul loc în Europa, dragii mei. La acest capitol, România este paradoxal, vedeți? Pe un an suntem pe primul loc în Europa, iar pe un ultimul trimestru suntem pe ultimul loc în Europa. Asta știți ce înseamnă? În termen real, că în vreme ce toată Europa crește, sănătos, bine, normal, firesc, noi scădem. Mergem în contra curentului. Toți ăilalți avansează, așa, încetişor, încetişor. Noi l-am păcălit pe Institutul Național de Statistică cu ajutorul lui Dumnezeu și a vremii bune de agricultură și a producției agricole, dar adevărul e altul. Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul. În realitate, economia românească stagnează. E în pericol. Și asta simțim și vedem toți pe stradă. Am fost ieri la gala laureaților invitat, gala laureaților firmelor din Brașov pentru excelență. Și vorbeam cu, acolo s-au întâlnit cei mai importanți manageri de companii din Brașov. Normal, eu fiind în afaceri de 20 de ani, mă cunosc cu foarte multă lume și am discutat cu oamenii, cu managerii celorlalte companii. Toți se arătau șocați. Cum e posibil să crească economia românească, să fie numărul 1 în Europa la creștere economică și la toți le merge mult mai prost decât cu un an, 2, 3 înainte? Atenție, anii de criză ăia de dinainte. Și totuși toți au înregistrat scădere față de anii anteriori. Păi de-aia că în business-ul lor nu se regăsește în niciun caz factorul agricol. Dar în schimb se regăsește factorul general, adică evoluția generală a economiei românești. Iar la general România
Merge în jos. De ce merge în jos? Păi ai zice, băi frate, ne uităm la niște indicatori, producție industrială, export, etc. Păi sunt creșteri. Bun. M-am uitat și eu pe indicatorii ăștia. N-am să vi citesc eu acum aici. Dar vi spun, este creștere pe producție industrială, este creștere pe chiar și la consum, la ăsta, la vânzări. Dar, atenție, este prăbușire în construcții. Prăbușire, minus 25%. De ce prăbușire? Este prăbușire pentru că avem niște manageri de țară, niște guvernanți, de o incompetență crasă. Fraților, țara asta nu se dezvoltă, nu că ar avea ghinion. Nu se dezvoltă pentru că e condusă de imbecili. Și vă dau un exemplu. Au adus-o la finanțe pe harvardez asta, pe amărâta asta, pe nevinovata asta. Eu am zis când a pus-o, bă, dacă a fost la Harvard, îi merge mintea brici. Dragii mei, e proastă de bubuie. Păi băi băieți, băi oameni buni, e atât de simplu. Băi, dacă vreunul care se cunoaște cu ea din guvern se uită la emisiunea asta, bă, deschideți ochii, spuneți-i proastei, mă, că nu se poate să faci așa ceva, să bagi suprataxare, supraimpozitare pe clădiri, pe proprietăți imobiliare, adică dacă ai a doua casă, plătești cu 50% în plus impozit, dacă ai a treia cu 100%, chestii de genul ăsta. Păi dacă mărești impozitele, ce înseamnă creșterea asta? Dacă ai un apartament, plătești 200 de lei pe el. Dacă mai ai un apartament, plătești pe la 300 de lei. Și dacă mai ai încă o garsonieră, plătești 400 de lei pe ea. Atenție! Ce înseamnă pentru stat să ia în plus de la câțiva amărășteni 100-200-300 de lei în plus? La bugetul statului înseamnă mai nimic. 100-200 de lei. Înseamnă mai nimic venit la buget. Dar dacă în loc să bagi impozitul ăsta progresiv și să oprești investițiile, pentru că nimeni în condițiile astea nu mai își cumpără apartament, nimeni în condițiile astea nu își mai construiește casă de vacanță, nimeni în condițiile astea nu mai construiește un bloc dacă are economii mari. Păi stai bă tată, eu am 200.000 de euro puși deoparte, am, să zicem că sunt patron și am economisit, am câștigat, am avut profit anul trecut 200.000 de euro. Ce făceam eu înainte? Construiam o clădire, o casă pe care o închiriam și aveam un venit. Practic îmi cream singur o rentă viageră. Păi acum cu impozitele astea care s-au pus pe clădiri și cu impozitele uriașe la care s-au adăugat acum CAS-urile pe închiriere, nu mai sunt interesat să construiesc sau să-mi cumpăr din economie o casă. Nu mai sunt interesat. Ce fac eu cu banii mei? Îi țin în bancă și iau dobândă și gata, dar nu plătesc impozite și taxe de nebun la stat. Ei bine, efectul este de două ori dezastros pentru economia națională. În primul rând este dezastros pentru că am omorât construcțiile. Am omorât total industria de construcții. Ce însemna asta pentru țară? Fantastic. Gândiți-vă. Pietriș, nisip, ciment, fier beton, ferestre, uși, covoare, parchet, mobilă, frigider, toate astea. Pe orizontală. Plus construcția finală. Gândiți-vă la toate astea, numai 24% TVA pe care îl încasa statul. Erau miliarde și miliarde de dolari la bugetul statului din chestia asta. Gândiți-vă la doar 10 miliarde de dolari, de euro, investiți în construcții, în condițiile unor taxe și impozite pe clădiri și pe chirii. Statul face din impozitele astea pe clădiri și chirii suplimentare, face sub un miliard la bugetul statului. Gândiți-vă dacă s-ar fi investit, în loc să se ducă banii să stea, să putrezească în bănci economiile patronilor și a celor ce pun deoparte banii, în loc să stea să putrezească în bănci, banii aia să fi venit în piață, 10 miliarde de euro, nu 10, să fie doar 4. Cu toate că 4 sunt doar alea românești, după ultimele date statistice. Deci numai 4 miliarde țin românii, că n-au ce face cu ei, țin în bancă. Dar gândiți-vă că ar fi venit și din străinătate o grămadă de bani să se investească în construcții, de sedii de firmă, de ansambluri de locuință, de cartiere rezidențiale și așa mai departe. Dar să zicem că sunt doar 5 miliarde.
Ei, gândiți-vă, 5 miliarde investiți în construcții în România, la care doar TVA-ul ar fi fost 24%, 1,2 miliarde. Numai TVA-ul. Nu mai punem locuri de muncă, care iară sunt ceaseuri. Nu mai punem că nu mai plătește statul șomaj și ajutor social dacă ăla e angajat. Alți bani. Nu mai punem orizontala, adică tot ceea ce înseamnă activități conexe pentru asta. Care înseamnă de la țevi de apă și cabluri electrice și tot ce înseamnă o casă. Care ar prospera IMM-urile, ar prospera, ar crește vânzările, ar crește industria, ar veni investitori să facă aici parchet, ar veni aici investitori să facă mobilă. Așa nu vine nimeni, nu investește nimeni. Banii stau și putrezesc în bănci. Și cum bine zice o vorbă românească, banul care nu se mișcă nu face pui. Iar banul care stă în bancă nu face pui, dragilor. Că nici banca nu poate să-l arunce pe piață. Pentru că e moartă creditarea, știe toată lumea. Nu mai există solvabilitate, nu mai există piață pentru credit. Și iată cum, din cauza unor decizii idiote, luate de niște conducători imbecili, iată, avem impozit pe a doua casă 100 de lei în plus, pe a treia 200 de lei în plus, avem impozit pe chirie, inclusiv vreo 6% CASU, se strâng la buget mai nimic bani în plus, în schimb, omorâm industria de construcții și omorâm toată economia românească. De ce? Pentru că luăm decizii populiste. Ce bă, are ăla Vasile, a pus deoparte bani, a lucrat în Spania, a venit acasă cu 30.000 de euro și și-a luat apartament de două camere? Al doilea? Păi el, burghezul. Auzi, bă, ce burghez. Ia să-l pedepsim. Ia să-i punem impozit pe al doilea apartament, să-i punem impozit mai mare. Îl și închiriază ca să facă și el 200 de euro pe lună. 200 de euro. Să facă și el chirie. Ia din 200 de euro să-i luăm noi 50. Ia să-i arătăm noi burghezului. Luăm banii de la el și dăm ajutoare sociale. În loc să-i lăsăm banii lui Vasile și în loc de ajutoare sociale, românii ăilalți să primească locuri de muncă în industria de construcții, în loc de 500 de lei pe lună să primească 1500 de lei. Asta este politica, creierul idioților care ne conduc. Când vă spun că avem nevoie de meritocrație, când vă spun că avem nevoie să fie condusă țara de oameni deștepți, de manageri adevărați, de oameni care simt cum se mișcă banul în economie. Vine câte un fătălău și îmi zice, domnul primar, ce e aia? Cum se poate fără politicieni? Păi se poate, mă, berbecilor, fără politicieni. Se poate. Așa cum se poate conduce firma mea și să fie pe locul întâi în topul firmelor de 20 de ani. Cum se poate treaba asta fără să fie condusă de un politician firma asta, se poate și țara asta să fie condusă de unul care nu-i politician să meargă foarte bine. Dar unde scrie că numai un politician poate să conducă o țară? De unde chestia asta? De unde v-a intrat în cap chestia asta că țara nu poate fi condusă decât de către idioți? Eu nu pot să înțeleg. Bă, dar parcă aveți în ADN. Nu, cum? Fără politicieni? Cum vine aia? Vai, ce prostie! Până și prietenul Radu Moraru. Bă, zice, asta nu se poate. Cum fără politice? Nu. Adică nu se poate. Cum să? Pădure fără lupi? Nu. Dar cum așa ceva? Chiar spunea unul pe un forum, zicea, păi, domnul primă, cum aia? Ce pădure aia fără lupi? Nu se poate. Trebuie să existe și prădători. Iauzi, fraților, ci că nu putem fără prădători. În Germania, de peste 50 de ani, nu există urs și lup. Bă, și pădurile la ei cresc, se înmulțesc și la noi se împuținează. Înțelegeți? Deci pădurile la ei rezistă și fără urs și lupi. La noi nu. Păi nu ne simțim bine dacă nu e mâncat de urs în fiecare lună câte un român.
A? Cam așa și cu politicienii. Bă, nu poți fi fericit, băi, pentru că noi suntem un popor de masochiști. Bă, dacă nu vine și nu-ți ia și chiloții de pe tine, politicianul, ca să poată să-și facă el o vilă în Dominicană, păi nu te simți bine, frate. Dar voi nu vă simțiți bine, voi românii, dacă nu sunteți furați, jefuiți, maltratați. Pentru că suferiți de sindromul Stockholm. Voi sunteți îndrăgostiți de ăștia, de Ponta. Cu cât vă face unul mai mult rău, cu atât îl iubiți mai tare, dragii mei. Cu cât un politician a fost mai mafiot, mai gangster, mai ticălos, mai criminal, cu atât l-ați iubi mai tare. Că sunt siderat când văd 40% PSD. Păi ce vreți? O să dea președintele, o să aibă guvernul. Ne întoarcem în comunism, nu în comunism, că ar fi bine. Ne întoarcem în dictatură. Auziți cine o să conducă România, că mi se zbârlește părul pe mine? Mă ia cu friguri când mă gândesc că țara asta ar putea fi condusă de un cuplu Ghiță Ponta. Dragii mei, unde ajungem? Vă imaginați ce se va întâmpla cu țara asta? Nu vă imaginați, nici nu vă interesează, nici nu vă implicați, nici nu vă uitați. Nu vă interesează. Vouă o să vă fie pe moment bine. Ce va fi mâine? Ce va fi poimâine? Vedeți voi. Așa trăiește românul. De pas pe mâine. Dacă aveți ce băga în gură și ce trage pe sulă, e ok. Mai mult decât suficient. Pălinca, românii au talent, frumos, vocea României. Vă băgați în pat seara, scoateți poza lui Udrea de sub pernă și adormiți fericiți. Da, dragii mei, asta este România noastră și asta este monstrul cu care mă lupt eu. Da, mă rupt ca prostul. Da, mă rog, asta e, fiecare își urmează destinul ei. Ia auziți ce ne zice nouă individul Răzvan Niculescu, pe care într-o bună zi am să-l acuz de trădare de țară și o să cer anchetarea lui. Ia auziți ce zice, că e și prost. Atenție, că n-a ajuns acolo de deștept. A ajuns că e manipulabil și că e servil și că e obedient și că nu iese din cuvântul stăpânilor lui. Ia auziți ce zice prostul, ca să vedeți cât e de prost, că vorbește contra intereselor păpușarilor. Ia auziți. El e pus acolo să slujească intereselor păpușarilor, dar ia gura pe dinainte pe Prostovan. România, zice el, nu are de ce să-și facă griji în privința gazelor naturale. Bă, când am citit primul rând, zic, stai așa, că ceva nu e în regulă. Și că are suficiente resurse și dacă Rusia ar decide să întrerupă exporturile către țara noastră. Mi-a căzut falcă. Companiile românești au supraproducție de gaze și fac deja rezerve. Anunțul a fost făcut de ministrul delegat pentru energie, Răzvan Niculescu. Să vă traduc acum. Deci, de ani de zile se chinuie Băsescu și Ponta să ne convingă că noi, România, depindem de Gazprom, de gazele din Rusia și de aia trebuie să le facem cadou șevronului gazele de șist în România, de aia trebuie să ne distrugă pânza de apă freatică ăștia, păpușarii. Adică din cauza că vrem independență energetică, să nu mai depindem deloc de Gazprom. Bă, și vine Prostovanu acum și zice că noi avem independență energetică, noi avem chiar supraproducție de gaze. E corect ce zice Prostovanu, numai că vorbește împotriva intereselor șevronului, ale OMV-ului, al lui Ponta și al lui Băsescu. Păi ce vamă de aia te-au pus ăștia acolo ca să-i carotezi? Te-au făcut șef la Agenția Europeană, te-au făcut ministru la 36 de ani, ți-au dat toate trecătoriile posibile și imposibile. Bă, și tu nu te gândești înainte să vorbești? Păi în clipa în care tu ai spus asta și la mine, știți cum e, în computer, este fișierul numărul 1. Păi să-l mai aud vreodată pe Băsescu sau pe Ponta că de aia avem nevoie de gaze de șist și de șevron pentru că trebuie să ne câștigăm independența. Că imediat l-o servesc. Ia uite ce zice, mă, specialistul. Marele specialist al OMV-ului.
și al Ministerului și al Agenției Europene. Ia uzi ce zice, mă? Zice, România are supraproducție de gaze și face rezerve mai mult chiar. Ia uzi, bă, băieți. O să vină Ponta și Băsescu și o să zică, da, da, acum un an nu avea. Păi da, da, acum are supraproducție. Știți de ce? Pentru că a scăzut consumul de gaz. Tot din cauza lor. De ce? Că ei nu înțeleg păpușarii și instrumentul lor, femeiul, că nu poți să fii deodată și la bal și la spital. Adică nu poți să iei tot gazul din România și să-l revinzi după aia românilor la prețul cu care ni-l vinde Gazpromul, adică la preț liberalizat, dar totodată să păstrezi și maimuța cu care îi sperii pe români, adică independența energetică. Pentru că în clipa în care tu ai ridicat prețul la 1000 de metri cub de gaz de la 170 de dolari mia la 540 de dolari mia, în clipa aia ai băgat în faliment Interagro, ai băgat în faliment Olchim, ai băgat în faliment Azomureș, care însemnau 30 ceva la sută din consumul de gaz în România. Păi în clipa în care i-ai băgat pe ăștia în faliment din cauza că te-ai lăcomit, deci le-ai dat gazele cadou OMV-ului și Chevronului. Dar atenție! Ăștia după ce le-ai dat cadou gazul, nu ni-l mai vând nouă românilor cu 170, ni-l vând cu 540. Adică ei trebuie să facă și un mic profit acolo de 400-500%. Înțelegeți? Că sunt lacomi. Păi da, din cauza lăcomiei a scăzut foarte mult cererea, că a omorât industria românească bazată pe gaz. Au trimis oamenii în șomaj. Au închis fabricile. Prin urmare a scăzut consumul. Prin urmare, scăzând consumul, nu numai că ne-am câștigat independența energetică, că așa e în viață, în orice rău e și un bine. Dar avem producție prea mare de gaz. Am devenit exportatori acum din importatori. Păi da, atunci nu mai avem nevoie de Chevron. În baza acestor afirmații al lui Răzvan Niculescu, cea mai autorizată voce în energie din România, dat fiind că este fost manager la OMV, actual ministru pe energie în România și președinte al Asociației Europene, cer președintelui Traian Băsescu, cer lui Victor Ponta să facă toate demersurile pentru oprirea explorării și exploatării gazelor de șist. România nu mai are de ce să facă acest lucru. România nu mai are de ce să distrugă pânza de apă freatică, nu are de ce să mai bage în țară companii multinaționale care să jefuiască această țară. Nu mai există motivație, va căzut pretextul trădătorilor. Nu mai aveți pretext. Până azi l-ați avut. Astăzi, iată, cea mai autorizată voce, nu din România, din Europa, zice că România este independentă energetic și nu are nevoie de importuri. Mai mult, are exces de gaz. Motivul pentru care a zis că e nevoie de Chevron era să fim independenți. Iată, suntem independenți. Nu e nevoie de Chevron. Suntem independenți fără ca Chevron să fie extras un metru cub de gaz încă. Deci nu e nevoie de ei. Vă cer în mod oficial, închideți explorările și exploatările de gaze de șist în România. Pentru că acestea ar însemna o distrugere a pânzei de apă freatică fără nici un rost, fără nici un beneficiu pentru România, pentru statul român, pentru poporul român. Absolut, nu ne mai aduce absolut niciun câștig. Trec la următorul subiect. InScop, asta e o instituție din asta de sondare opiniei publice, a măsurat și posibilele finale la prezidențiale în care ar fi implicat Victor Ponta. Premierul ar câștiga în orice variantă, dar cel mai greu i-ar fi contra lui Klaus Iohannis. În schimb, victoria sa ar fi mult mai facilă împotriva lui Emil Boc sau a Elenei Udrea. Băi, ăștia le arde de glume, mă. Băi, eu când aud de Elena Udrea candidat la prezidențiale, băi, oameni, băi, eu înțeleg că sunt unul, doi, țăcăniți. Înțeleg că o tot aruncă în alea, o bagă în seamă Băsescu. Bă, dacă să ajungă și Institutul de Cercetări și de Sondare a Opiniei Publice să o bage în sondaje pe Elena Udrea, bă, voi sunteți nebuni la camă, oameni buni. Bă, ce caută Elena Udrea acolo, mă? Faceți glume macabre?
Cum ar putea fi măcar gândită ca prezidențiabil Elena Udrea? Dar puneți-o și pe bunica mea atunci. Dar unde am ajuns? Cum adică Elena Udrea prezidențiabil? Vă imaginați România cu un președinte Elena Udrea? Măi, oameni buni, dar ce vreți? Nu-i de ajuns că râde toată Europa de noi? Vreți să râdă și Ruanda și Burundi de noi și Botswana? Unde am ajuns? Cum e posibil să se... Nu-i de ajuns că ne-am făcut de rușine. De 20 de ani ne facem de rușine cu tot felul de idioți care conduc această țară. Dar ce vreți să faceți din România? Arenă de circ? Uite ce parașutistă. Se pune problema. Uite, se ajungă. Iată ce au răspuns subiecții în scop la întrebarea dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri prezidențiale pentru turul al doilea și ați avea de ales, ipotetic, între următoarele personalități pe cine ați alege pentru funcția de președinte al României. Finală Victor Ponta, Crina Antonescu. 59% la 41%. Dragii mei, Crina Antonescu, vă spun o chestie. Nu-l bate într-o finală prezidențială nici pe Adi Minune, nici pe Florin Salam, nici pe nimeni. Credeți-mă, Crina Antonescu n-ar putea să învingă într-o finală prezidențială pe nimeni în țara asta. Pe absolut nimeni. N-ai cum, mă. Când îl vezi cu aia, cu, de țață, cum vorbește, cum alea, marele orator, dragii mei, dar nu, dar trebuie un pic de prezență, de personalitate, de carismă. Omul ăsta arată ca o țață din aia de pe marginea drumului care stă pe băncuță și uite-te ce fustă mini are aia. Uite-te la Vasile, că nu s-a bărberit de ieri. Deci genul ăsta este, nu știu cum. Finală Victor Ponta, Klaus Iohannis. Vă spun sincer, Klaus Iohannis ăsta e singurul care mi se pare că ar putea avea ștaif de președinte, dintre absolut toți. Și pe Klaus Iohannis l-ar bate Ponta cu 51,7 la 48,3. Atenție! Aici deja suntem în marja de eroare. Și încă ceva. Victor Ponta așa calcula greșit pașii. Timingul. A început prea devreme. Cu alea, cu bărcile, cu gondolierii, cu alea. A început prea devreme. Și este o chestiune foarte importantă în viață, timingul. Victor Ponta va ajunge la un maxim de popularitate, după părerea mea, ca înspre mijlocul verii, după care va începe să scadă. Și o să-l prindă alegerile prezidențiale exact acolo unde n-are nicio șansă împotriva lui Klaus Iohannis. Deci, eu vă spun o chestie. Dacă poate fi învins, sigur, Klaus ăsta, Victor Ponta, de cineva, e de Klaus Iohannis. Și vă spun o chestie. Și Klaus Iohannis va fi tot un instrument al păpușarilor, tot o marionetă. Dar nu se compară cu Victor Ponta sau cu Traian Băsescu sau cu Maru, cu Elena Udrea sau Mihai Răzvan Unguentu. Deci nu poți să compari. Adică dacă tot ai de ales între mai multe rele, Klaus Iohannis e rău cel mai mic. Dar până acum n-a fost luat în calcul la prezidențiale și nici nu prea ai de ce să-l iei. Știți de ce? Pentru că el, cu gura lui, spune nu voi candida la prezidențiale în detrimentul lui Crina Antonescu. Omul o declară clar și îl înțeleg, pentru că este un om de onoare, e un neamț. Și omul știe că a fost adus de Crina Antonescu ca adjunct, nu ca șef. Deci nu pot, deci Klaus Iohannis nu e genul de om care să muște mâna, care îl hrănește. Păi stai, mă, Crina Antonescu te-a adus, te-a făcut om, te-a făcut om important în statul român și tu acum ai dai la joale? Nu se face. Și n-ar face așa ceva. Pentru că este un tip corect, e un neamț. Atenție, când spun neamț, tip corect, înseamnă că e mai corect decât noi românii, nu că ar fi un model de sfințenie. Nu? Că e plin internetul de cum a făcut el restituirile și cu fondul ăsta și cu ăstea, cu forumul german și cu ăstea. Astea nu sunt secrete. Deci să nu înțelegeți că ăsta e un sfânt. Dar, față de un român cu educație românească,
cu tradiție, în șpagă, în șmecherie, în viclenie, în țepe și din astea, ăsta este altă treabă. Ei bine, sondajul de opinie l-a băgat și pe el în cărți. Dar omul a spus clar că nu intră în acest joc. El nu va fi candidat la prezidențiale. Și sunt convins că se va ține de cuvânt doar dacă nu cumva Crin Antonescu, prin absurd, are un acces de logică și bun simț, se uită în sondaje și zice, da bă, cum să particip eu la alegerile prezidențiale când sunt loser garantat, 100% loser, scrie pe fruntea mea, când, bă, dacă ar candida, Iohannis ar câștiga. Bun, dacă candidez eu, Crin Antonescu, și pierd, la ce-a folosit? Și vine președinte Ponta și prim-ministru Ghiță. La ce mi-a folosit mie Crin Antonescu? Bă, dacă are omul ăsta, Crin Antonescu, un pic de logică și de bun simț, o să zic că stai, mă, decât să mă pomenesc cu Ponta președinte și Ghiță prim-ministru, tot mai bine să nu mai ajung eu președinte, să fie Iohannis președinte și eu, Crin Antonescu, prim-ministru. Sau președintele Senatului. Tot mai bine, mai puțin decât deloc. Așa ar trebui să facă dacă nu ar fi trufia cea fără de margini. Dar știți, spunea un mare înțelept acum 2500 de ani, spunea, trufia cea fără de margini e cea care te împinge mereu mai sus și mai sus și mai sus, să vrei și mai mult mereu, pentru ca și mai de sus să te arunce în prăpăstii fără de sfârșit. Asta e Crin Antonescu. N-ajunge câte șuturi în fund a luat până acum. Mai vrea. O să mai ia. Eu sper că se trezește și va spune singur. Nu, dragilor, mă retrag. Klaus Iohannis, candidat la președinție. Dar el are o problemă. El nu poate să fie prim-ministru. Asta e problema lui. Vezi, zice, de ce? Pentru că e un incompetent. Că e un incapabil. Că e un somnoros. Că e un nimeni. Nu știe să facă nimic. N-are nicio profesie. Nu știe să facă nimic. Se pricepe doar la hau-hau. Cum să fie prim-ministru? Spre deosebire de Ponta, care nici el nu se pricepe la nimic, ăsta, Crin Antonescu, măcar e conștient și mai are un avantaj între ghilimele față de Ponta. E un puturos. El nu vrea nici să se scoale la 8 dimineața să ducă la servici ca prim-ministru și să stea la servici și la interviuri la televiziune să fie vedetă până la ora 11 noaptea. El nu vrea asta. Că nu-i mai rămâne timp noaptea pentru partidele de poker. Și în consecință, el nu poate să fie prim-ministru. Și atunci, să se mulțumească doar cu funcția de președinte al Senatului? Da! Da, Crin Antonescu! Că e mai mult decât nimic. Azi ești nimeni, e zero. Iar dacă vine Ponta Ghiță la conducerea țării, vei fi mai rău decât zero. Vei fi minus. Intri, cred că te duci în mină. Cred că te duci la cărbune. Așa că mai bine președinte al Senatului decât miner la Lupeni. Mai bine! Mai sunt în sondaje, mai apar Mihai Răzvan Unguentu, Emil Boc, etc. Eu nu pot să înțeleg. Cum poate românul să zică că i-ar da lui Mihai Răzvan Unguentu ăsta? Nu pot să înțeleg. Băi, oameni buni, intrați pe internet și scrieți așa pe Google Search. Mihai Răzvan Unguentu. Vedeți acolo cine e omul ăsta? Ce îl recomandă? De la vârsta de 17-18 ani, când era prim-secretarul TC pe țară, membru în alea la București, cu Nicu Ceaușescu și cu alea, vedeți ce recomandă de la 18 ani, de la cum se opunea demonstranților în 89, în decembrie, la Revoluție, și cum dădea rapoarte și îi amenința pe studenți că ce-o fi și ce-o păți dacă nu stau cu minți. Și vedeți-l de atunci până acum care a fost evoluția lui. Și ce a făcut omul ăsta pentru țară. Mergeți și vedeți. 43% ar avea într-o finală prezidențială. Auziți? Bă, dar nu vine să cred. Eu n-am nimic personal cu el. Băi, omule, dar nu poți, mă. Ai făcut deja atâtea tâmpenii în 25 de ani. Atâtea tâmpenii ai făcut. Împotriva acestei țări. Ai atâtea acțiuni negative, încât, băi, frate, cum poți să ai tupeu să mai vii
Dar cum poate să fie lumea atât de idiotă să-i dea încredere, să, nu știu, nu se informați, că altfel nu mă explic. Ei bine, dragii mei, ăștia ar fi candidații și mai am o singură și închei. Nu mai fac. Mâine, luni, pentru că timpul emisiunii de astăzi a expirat, trebuie să fug, trebuie să intru în altă emisiune. Dragii mei, vă doresc un weekend plăcut, liniștit și vă spun în finalul emisiunii, ca de obicei, cu Dumnezeu înainte. La revedere!